Dragi prieteni, dacă vă veți uita pe hartă, veți observa că un oraș anume pare a se afla chiar în inima Transilvaniei. Acest oraș pe hartă se află în curbura dintre munții Apuseni, la vest, și munții Sebeșului la sud. Iar în istorie, acest oraș a fost de două ori legat de unirea românilor. Odată pe vremea lui Mihai Viteazu și odată în anul 1918. Ați ghicit de sigur, vom vorbi astăzi despre orașul Alba Iulia. Cei care au pus orașul Alba Iulia pe hartă au fost romanii, care au înființat aici castrul Apulum, dar este cert că a existat anterior și o localitate dacică. În documentele românești medievale, orașul era numit Bălgrad, adică orașul alb în limba slavonă veche. La mijlocul secolului al XVI-lea, Alba Iulia devine capitala Principatului Transilvaniei și acesta este motivul pentru care Mihai Viteazul a ținut să intre în acest oraș în noiembrie 1599. Una dintre epocile de mare dezvoltare ale orașului Alba Iulia începe după anul 1715. Imperiul Habsburgic se afla în plină expansiune, obținând victorii împotriva Imperiului Otoman. În acest context, în noiembrie 1715, autoritățile habsburgice din Transilvania au început construcția măreței cetăți de la Alba Iulia, după un sistem care purta numele de Vauban și care era foarte apreciat atunci în Europa. Cetatea de la Alba Iulia avea forma unei stele cu 6 porți și cu 7 colțuri, în fiecare colț aflându-se câte un bastion înalt de 12 metri. Ceva similar cu cetatea Alba Iulia au ridicat habsburgii mai târziu și la Timișoara. Iar scopul era același, ambele cetăți urmeau să ia apere pe habsburgi împotriva turcilor. Dar rețineți că cetatea Alba Iulia nu s-a ridicat peste noapte. Ea a fost o autentică investiție, prețul a fost de sute de mii de gulden de aur, iar construcția a durat peste 20 de ani, între 1715 și 1738. Orașul Alba Iulia mai este vestit și pentru Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, cea mai veche catedrală aflată în uz din țara noastră și în care se află, printre alte sarcofage, și mormântul lui Iancu de Hunedoara. Începutul șantierului acestei catedrale s-a produs în primul deceniu după anul 1000. După Marea Unire din 1918, autoritățile regatului român au decis construirea aici, la Alba Iulia, a unei mari catedrale ortodoxe, special pentru oficierea încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria ca suverani ai României Mari. La catedrala de la Alba Iulia s-a lucrat vreme de un an și jumătate după planurile în stil neoromânesc ale arhitectului Victor Ștefănescu. Aici a avut loc ceremonia încoronării din 15 octombrie 1922. Deocamdată rețineți că nucleul istoric al cetății Alba Iulia se află pe lista monumentelor românești propuse pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Așadar, orașul Alba Iulia nu a fost ales întâmplător nici pentru Marea Adunare din 1 decembrie 1918 și nici pentru ceremonia încoronării din anul 1922. Toate popoarele au nevoie de simboluri. Iar morala poveștii noastre este că după ce a fost pe rând capitală religioasă sau politică, sub autoritatea dacilor, a romanilor, a maghiarilor, austriecilor sau românilor, Alba Iulia rămâne astăzi mai ales capitala simbolică a unirii noastre. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.